Uite, mă, că a mai trecut și Victor pe la noi. Hai, tată, vino încoa. Victor Ponta și-a lansat fundația. Asta a fost mai greu, fundația, că după aia o ridici ușor, Victore. Îi pui un acoperiș și gata, niște amenajări interioare și te-ai mutat, vorba aia. Victor Ponta a lansat Black Sea Regional Projects. Ce tânăr s-a retras domnul Ponta. Vezi ce face, o accidentare la genunchi? La nici 50 de ani a trebuit să se retragă din politică. Dacă nu te țin genunchii, e greu să faci carieră. Gândește-te numai pe la Bruxelles sau când vine Licuriciu cel Mare. Păi trebuie să ai genunchi pentru asta. Că dacă te iau durerile după jumătate de oră de stat în genunchi, n-ai făcut nimic. Că Licuriciu e greu de mulțumit. Printre membrii fundației se află și o parte dintre miniștrii cabinetelor Ponta: Nicolae Bănicioiu, Daniel Constantin, Rovana Plumb sau Titus Corlățean. Fundația Black Sea Regional Projects este apolitică și se va ocupa de proiecte economice. Mai mult, Victor Ponta susține că vrea să promoveze tot ce ține de securitate energetică, dar și proiecte legate de agricultură. Vai de mine, numai nume grele: Bănicioiu, Daniel Constantin, Rovana Corlățean. Ce vorbești, domne? Hai, n-or fi bun să conduci țara cu ei, dar măcar o amărâtă de fundație cred că merge. Păi da, a fost și domnul Dragnea, a venit și domnul Tăricianu, ca pe vremuri, toată gașca. N-ar fi rău, domnul Dragnea, cât e guvern tehnocrat în România, să conduceți Marea Neagră, serios. Vă mai faceți mâna? Uite, legea aia cu defăimarea, o puteți încerca mai întâi în Marea Neagră. O dădeați acolo, vedeați ce reacție au peștii, apoi veneați să o încercați pe oameni, domne. Dar era vorba despre Ponta, bă, scuzați. Zi, Victore. Le mulțumesc colegilor mei care s-au alăturat de la început sau pe parcurs acestei idei și care conturează, de fapt, pentru obiectivele fundamentale ale acestui think tank un rezervor de cunoștințe și de expertiză pe care foarte, cel puțin în România, o altă organizație guvernamentală nu le poate oferi. Acum, fără glumă, domnul Ponta, atât vă spun. Mare atenție prin Marea Neagră, domne. Atât vă spun. Pe unde mergeți prin Marea Neagră, pe unde traversați, mereu să fiți cu ochii în patru. Știți că Băsescu are permis și poate să apară cu vaporul de unde nu te aștepți, domn.